Gresia cu model de cărămidă pentru pardoseală este un produs clasic potrivit în orice încăpere. Primul pas este planificarea dispunerii plăcilor și stabilirea unui reper pentru a te asigura că sunt așezate perfect drept. Măsoară lungimea încăperii și găsește punctul central. Extinde marcajul de-a lungul pardoselii din perete în perete. Începând din centru, așează plăcile de-a lungul liniei folosind distanțiere. Pentru a obține cel mai bun aspect, îți trebuie cel puțin o jumătate de placă în jurul marginii camerei. Dacă spațiul de pe margini este prea îngust, poți ajusta punctul de începere. Poți face aceasta deplasând rândul de plăci înapoi cu exact jumătate din lățimea plăcii. Apoi, marchează poziția ultimei plăci întregi pe pardoseală. Măsoară distanța de la linia centrală până la marcajul de la ultima placă întreagă de pe pardoseală. Apoi marchează această distanță la fiecare capăt al încăperii. Aliniază o baghetă de ghidaj din lemn la marcajele tale și apoi înșurubează-o suficient de mult cât să rămână în poziție, deoarece ghidajele sunt doar temporare. Acum măsoară lățimea încăperii și găsește punctul central. Extinde linia de-a lungul pardoselii. Montează plăcile pornind din punctul central în direcția opusă. Asigură-te că lățimea spațiului de la margine este mai mare decât o jumătate de placă. Reglează rândul cu o jumătate de lățime de placă dacă este nevoie. Marchează marginea ultimei plăci întregi. Măsoară și marchează această distanță pe pardoseală pentru a putea poziționa cealaltă baghetă de ghidaj și a crea o formă în L. Pentru a te asigura că ghidajul este drept, verifică forma colțului cu un echier. Pentru a distanța plăcile după un model de cărămidă, tai o bucată de lemn la jumătatea lungimii plăcii, plus dimensiunea distanțierului pe care îl folosești. Acum poți începe să montezi plăcile. Cele mai multe cutii de gresie acoperă un metru pătrat, astfel încât poți înmulți lățimea pardoselii cu lungimea pentru a afla numărul corect de cutii. Apoi mai adaugă 10% pentru a-ți permite câteva greșeli. Dacă baza de pardoseală este din lemn, folosește adeziv flexibil. Începe din colțul ghidajelor tale și lucrează înapoi spre ușă. Aplică suficient adeziv pentru 2 sau 3 plăci de gresie și întinde-l în mod uniform cu marginea crestată a mistriei. Ideea este să păstrezi o grosime uniformă a adezivului pentru ca plăcile să fie la același nivel pe pardoseală. Apasă bine placa în poziție, asigurându-te că este așezată la nivel cu ghidajele. Folosește distanțiere pentru a păstra spațiile uniforme pe toate laturile. Odată ce te obișnuiești, poți aplica adezivul pe suprafețe mai mari. Limitează-te la suprafața pe care o poți acoperi în aproximativ 5 minute, deoarece adezivul va începe să se usuce. Șterge orice exces de adeziv înainte de a se usca și a fi dificil de îndepărtat. La începutul celui de-al doilea rând, folosește distanțierul de lemn pentru a poziționa prima placă, creând modelul de cărămidă. Apoi folosește distanțierul pentru a începe rânduri alternative. Pe măsură ce înaintezi, verifică cu o nivelă dacă plăcile sunt uniforme. După ce ai montat ultima placă, verifică instrucțiunile producătorului privind timpul de uscare și lasă adezivul să se usuce complet. Scoate baghetele de ghidaj. Acum continuă cu tăierea plăcilor pentru margini. Pereții nu sunt întotdeauna foarte drepți, deci va trebui să măsori decalajul pentru fiecare placă și să tai câteva plăci cu un ușor unghi. Din valoarea spațiului gol măsurat, scade un rost pentru fiecare parte. Folosim distanțiere de 3 mm, deci vom scădea 6 mm. Marchează această nouă măsurătoare pe plăcile tale. Aliniază roata de crestare cu marcajele tale pentru tăiere, cu partea lustruită în sus. Apoi, aplică o presiune ușoară pentru a cresta placa. Apasă în jos mânerul pentru a tăia placa cu lama de tăiere de dedesubt. Apoi măsoară și taie plăcile, câte una pe rând, pe măsură ce înaintezi pentru ca totul să fie precis. Poți aplica adeziv pe partea din spate a plăcii în cazul în care zona este prea dificilă pentru mistrie. Asigură-te că poziționezi părțile laterale tăiate ale plăcii spre perete pentru a păstra marginile îngrijite.
Când toate plăcile sunt montate, verifică instrucțiunile producătorului cu privire la timpul de uscare și lasă adezivul să se întărească complet. Există multe opțiuni atunci când vine vorba de kit, iar nuanțe diferite pot oferi aspecte la fel de diferite, deci merită să-ți faci timp pentru a vedea ce se potrivește cel mai bine cu plăcile alese. Lipește bandă de mascare de-a lungul peretelui sau al plintei, înainte de aplicarea kitului pe marginile plăcilor. Lucrând înapoi spre ușă, cu o mișcare diagonală, împinge kitul în fiecare spațiu dintre plăci, folosind un dispozitiv de întindere. Poți utiliza marginea pentru a răzui excesul și a-l refolosi. Folosește un burete puțin umed pentru a reduce excesul de kit în timp ce lucrezi, pentru a fi mai puțin de curățat mai târziu. După ce ai umplut toate spațiile goale, lasă kitul să se întărească timp de câteva minute, apoi treci peste el cu buretele, folosind aceeași mișcare diagonală pentru a evita scoaterea kitului. Înlocuiește în mod regulat apa din găleată pentru a menține buretele curat. Ar trebui să rămână doar un strat de pulbere pe suprafața plăcilor, care poate fi șters după aproximativ o oră cu o cârbă uscată pentru a dezvălui aspectul suprafeței proaspăt acoperite cu gresie.